disputa foarte tare și punctul periculos pe care l-a atins atunci la voi, am impresia, când v-a spus că eu sunt mort. Diana lucrează cu o parte a SIE. Diana a făcut parte cândva din SIE și probabil au reactivat-o. Și mă gândesc că i s-au stricat atât de tare planurile acelei părți a SIE, încât luarea numelui Șoșoacă ar fi o catastrofă pentru ei, deoarece ei investesc în Diana pentru a o băga în Parlament din nou și din nou. Ceea ce e posibil să aibă repercusiuni asupra vieții mele. Acolo, da, e o mare semn de întrebare. Pentru că pe Diana o scapă gura foarte mult și ce vorbește și ce planifică se trezește spunând în live-uri sau iată în interviuri ca la dumneavoastră. Războiul dintre Diana Șoșoacă și soțul ei, Silvestru Șoșoacă, pare să depășească orice imaginație. Silvestru Șoșoacă a spus în exclusivitate într-un interviu oferit pentru Tele Europa Nova că se teme pentru viața lui. Această afirmație vine după ce Diana Șoșoacă le-a spus jurnaliștilor Tele Europa Nova că soțul ei a murit, iar ea este văduvă. Silvestru Șoșoacă de asemenea spune că nu a amenințat-o niciodată pe Diana Șoșoacă cu poze nud de la duș. Este adevărat că o amenințați pe Diana Șoșoacă cu faptul că veți da publicități poze cu ea goală din duș dacă nu va demisiona? Nu, e o minciună ei pe care a vehiculat-o la 2 săptămâni după minciuna cu plicul, nu e minciuna, făcătura cu plicul de la Senat. Ea din 2 în 2 săptămâni, nu știu dacă ați observat, vine cu ceva nou pe piață, ceva ca să fie preluat de site-urile de știri sau chiar de televiziune mainstream. Asta face parte din regia ei și așa se comportea. E o persoană prefăcută, o persoană falsă. E politicianul perfect. Știți noastră, genul de politicieni care au îngenunchiat România și mai au puțin și o îngroapă. Face parte și ea din ei. Securea războiului în fostul cuplu Diana și Silvestru Șoșoacă nu pare să fie îngropată prea curând.